Înapoi la Virgin Radio România, 10:53. Mihaela Buzărnescu în continuare în studio alături de noi. Mai zic o dată bună dimineața bună și pentru cei care s-au trezit tuturor. Mai târziu, așa. Povesteam, e duminică, da. Povesteam cu Michi despre cât de important este să trăim în prezent și să ne bucurăm de viața așa cum e, pentru că, uite, și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani ne-a demonstrat că e mai bine să fim aici, acum, prezenți, carpe diem, cum ziceau ăștia în latinește, da, pe vremuri. Da. Vreau să mai știu așa despre tine, Michi. Dacă ar fi să o iei de la zero, ai zis că ai luat-o de foarte multe ori de la zero, care ar fi sfatul ăla pe care ți l-ai dat și ție, dar și celor care ne ascultă și care sunt în faza în care trebuie să o ia de la zero într-un anume domeniu al vieții lor, că vorbim de cel profesional sau personal? Să dai tot ce poți pentru ceea ce îți dorești să realizezi, fără jumătăți de măsură, și să nu ai așteptări. Pur și simplu să mergi cu flow-ul și să nu ai dezamăgiri în cazul în care nu iese ceva din ceea ce îți propui. Pentru că oricum, dacă dai tot ce poți, va ieși ceva. Dacă dai cu jumătăți, ai mult mai multe șanse să nu realizezi ce-ți propui. Eu asta am făcut, știu că au fost multe sacrificii voite pe care, ok, la momentul respectiv mi-a fost mai greu să le înțeleg, dar sunt foarte fericită că le-am făcut și le-aș mai face încă o dată dacă ar fi nevoie să le fac, pentru că asta fac și acum, o iau din nou de la zero. Clasamentul meu e mult mai jos decât era înainte și poate la 34 de ani unii nu mulțumesc la fel, poate unii vor să se ocupe de viața cealaltă din afara sportului. Însă eu îmi doresc din nou să fie ca și ultimul tren pentru mine și știu că voi face toate sacrificiile posibile pentru a realiza din nou anumite rezultate sau pur și simplu fără să... Dacă nu ies, dacă nu ajung la Olimpiada de la Paris, nu e nicio problemă. Eu îmi doresc să joc până atunci și o să fac tot ce pot pentru a ajunge acolo. Deci... Keep going și fă sacrificii dacă vrei să ajungi undeva. Eu îți mulțumesc așa pentru vorbele astea frumoase și pentru mesajul frumos pentru ascultător, dar nu poți să te las să pleci fără challenge-ul nostru. Ți-am trimis pe WhatsApp niște versuri. Ok, mă uit acum. Și aș vrea să le dăm citire, interpretare, să o auzim pe Mihaela Buzărnescu dând, domne, rap, Change, Puia, Camelia Hora, George Hora. Hai să vedem cum ar suna varianta asta, pentru că suntem așa la început de an și unora le vine bine și câte o schimbare. Ok, îmi puneți și vreun... Eu nu-ți spun niciun fundal, nimic? Te las așa, nu? Te las chiar pe blank ca să se audă vocea ta în plin. Ok, pot să încep? Te rog. Când te faci mare, ai vrea să fii vedetă, independentă, super inteligentă, toată lumea apare la televizor, se lasă filmați chiar la ei în dormitor. Oricine poate fi actor, că nu e greu, trebuie să abordezi producătorul cu tupeu, spitalul de nebuni, are o gaură în gard, că mulți fug și nu știu cum dracu au scăpat. Apar în prime time, fac urât, au drame, producătorii își freacă mâinile când se jură de mame, Circul Globus n-are căutare. Aici am... Da, cu ghilimelele de rigoare. Da. Ce e la televizor e mult mai tare. Nu, îți trebuie talent, îți trebuie o gaură mare, cu cât te fai mai mult de râs, ratingul sare. Corect. Dar de fapt... De atâți ani și încă valabil. E încă valabil, exact. Bravo, Puia. Puia întotdeauna a știut cum să abordeze situația. L-am avut și pe el invitat și exact ca și tine spunea că important este mesajul, pentru că de fapt și de drept, după ani și ani și ani, cu asta rămânem, cu omenia și cu mesajele de bun augur. Exact, așa este. Michi Buzărnescu, din suflet îți mulțumesc că ai venit astăzi. Eu te mai aștept să mai povestim. Cu drag, cu drag. Abia aștept să te recuperezi și să te vedem și în teren și o să fim foarte, foarte mândri de tine. Indiferent de rezultate. Eu zic, așa enjoy este. The game. Asta și îmi doresc. Să ne bucurăm mai mult de joc și să nu mai punem atâta presiune, nici pe noi, nici pe cei din jur. Corect, dacă am putea, ar fi perfect. Mersi mult de tot. Cu drag. Perfect a fost plăcut interviul ăsta. Mulțumim, ne auzim și după fix. Nu plecați, rămâneți la TikTok. Bună dimineața, bună!